O nouă promoție a finalizat cursurile de muzeografie organizate de Fundația Pastoral Misionară Sfântul Nicodim a Arhiepiscopiei Craiovei. Examenul final a avut loc ieri și a prevăzut o parte teoretică și una practică. Absolvenții vor primi un certificat recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de Ministerul Educației Naționale. Cea de-a cincea promoție de muzeografie a fost formată din 23 de persoane, dintre care 15 clerici și soții de preoți din Mitropolia Ardealului și 8 monahii de la Mănăstirea Tismana din județul Gorj. La examenul final a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Aveți nevoie de aceste cursuri pentru că ele, în mod sigur, și-au atins scopul de a vă pregăti să fiți responsabil atât pentru colecțiile care le aveți, cât și pentru muzeele care le aveți, cât și pentru mănăstirile și bisericile de unde veniți. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne ducem această promisiune de a organiza permanent asemenea cursuri și, într-adevăr, reușim, cu ajutorul domnilor profesori, domnilor director, reușim ca să îmbinăm această frumoasă îndeletnicire între cunoaștere și frumos. Vom putea de acum să ne adaptăm mult mai bine discursul la diferitele categorii de vizitatori pe care îi primim, să punem mult mai bine în valoare informațiile pe care le prezentăm, însă folosul cel mai mare și roadele cele mai bogate ne dăjduim să le putem aduce mănăstirii noastre și bisericii atunci când vom reamenaja depozitul mănăstirii și, bineînțeles, muzeul, care este temporar închis. A fi muzeograf înseamnă a fi un specialist în ceea ce privește patrimoniul cultural și mai ales că aici, în cadrul acestui curs, atât din perspectivă teoretică și practică, am dobândit numeroase cunoștințe în ceea ce privește managementul în cadrul acestor instituții importante de cultură astăzi, numite muzee, și mai ales m-am bucurat de faptul că au participat foarte mulți cursanți care sunt specializați în diferite domenii. Formatorii cursanților au fost Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei, și Radu Gabriel Dumitrescu, șeful secției de istorie arheologie din cadrul aceleiași instituții. A cincea ediție, să zicem, de cursuri pentru obținerea atestatului de muzeograf, am avut foarte mulți cursanți din Ardeal, pe lângă cei din Oltenia, unde am concentrat în a le preda elementele esențiale și primare care țin de acest domeniu vast al muzeografiei, adică felul cum se organizează și cum se realizează o expoziție atât temporară cât și permanentă, partea aceasta de restaurare a bunurilor culturale. Le-am prezentat laboratorul de restaurare al Muzeului Olteniei, dar și depozitele cu piesele de patrimoniu. Cei care doresc să se înscrie la viitoarele cursuri pot găsi mai multe detalii pe site-ul mitropoliaolteniei.ro la categoria anunțuri.